Vă salut pe toți. Acesta este tractorașul meu de tăiat iarba. Cu joarna TC138. Și o să obțin un pic de cadru cu el. Ok. Vreau să îi schimbăm, să-i facem astăzi o revizie. I-am cumpărat filtre și ulei de la Bridges and Stratton. Mai am aici încă 0,6 litri. Nu știu exact cât o să încapă. Eu deja i-am lăsat uleiul să curgă între timp. Asta este, se ridică pur și simplu capota, acoperișul ăsta de aici de la motor, și aici este motorul. Ok, o să mă ajute fiul meu, așa că fiți indulgenți cu el, să vedem cum facem această revizie. Ok, deci aici este bușonul de umplere la ulei. Pur și simplu se rotește și se scoate. Aici filmează, te rog, mai aproape, chiar sub, este un șurub de golire care cu o cheie de 12 se deschide normal, în sens invers a celor de ceasorni, și el are o placă de plastic care mi-au dat-o eu odată cu tractorașul, numai nu o găsesc acum, nu știu exact unde am pus-o, care se bagă aici ca să se scurgă uleiul, să este un loc mai strâmt. Acum n-am găsit-o și eu am folosit acest plastic pe care l-am introdus aici, da? L-am introdus așa aici și mai mult sau mai puțin l-am lăsat să curgă fără să dea prea mult în lături. Ok, deci aici este șurubul de golire. Aici avem bușonul de umplere. Aproximativ, nici nu știu cât să zic că este aici, poate că este un litru și. N-am găsit nicăieri unde să scrie cam cât anume ulei intră în motoraș. Este un motoraj de vreo 12 cai putere, dacă nu mă înșel. Un Bridgeson Stratton 500 cc, de fapt cu joarna 500 cc. Ok. În partea asta, din câte se poate vedea, este filtrul de aer. O să mă duc pe partea asta înaltă. Ok, are aici niște căpăcele. Astea pur și simplu se rotesc în sens invers, da? Aici se vede lacătul deschis, da? Aici se vede că este către lacătul închis, îl desfacem și pe el. Se scoate capacul acesta foarte ușor, da? Ok, și asta este filtrul de aer. Și se trage, se apucă chiar de capul de aici, se trage efectiv, foarte simplu, după care se introduce cel nou. Pur și simplu îl presați un pic, după care el are un locaș aici, intră la perfecție în locaș. Bun, asta este cu schimbatul filtrului de aer. Aici avem filtrul de motorină. Filtrul de motorină. Am un patent pe aici, dar deci filtrul de motorină aici are pur și simplu două cleme, da? Se apucă cu patentul, da? Se trage în lateral, se apucă și din partea asta la altă clemă, se trage în lateral, pur și simplu se trag cele două furtunașe și se introduce cu cele două capete. Eu am apucat să-l schimb, așa că nu voi mai desface, este simplu de tot, cred că fiecare dintre dumneavoastră se
se pricepe la lucrul ăsta. Nu este ceva foarte laborios și nu cere cunoștință foarte mari de mecanică. Ok, haideți să punem și capacul la filtru ca să nu vadă ceva mizerie. Deci, capacul la filtru, da? Ăsta se pune pe poziție, vedeți? Da? Pe poziție. Aici, pe poziție, intră clema în orificiu. Da? Ok, după care închidem. Bun. Acum, ăsta este filtrul de ulei aici. Da? După ce am golit uleiul, deschidem filtrul de ulei. Pur și simplu îl desulubăm tot așa în sensul acelor de ceasornic. Acum, eu am aplicat un film de ulei pe garnitura asta de etanșare, da? Care vine aici, se așează pe locașul ăsta, tocmai ca să etanșeze mai bine și să nu se usuce garnitura, să nu se ardă garnitura respectivă. Protejează un pic, după care îl strângeți bine. Așa, bun. Și gata, filtru simplu, simplu de tot. Am schimbat filtrul de ulei, am schimbat filtrul de combustibil. Da, am lăsat ulei să curgă. După care desfacem buchetul, scoatem jauja, da? Jauja. Jauja de ulei are două găurele aici, între care avem minimum și maximum de la ulei. Unde trebuie să fim atenți să fie uleiul, da? După care pur și simplu desfacem uleiul și îl introducem prin acest locaș. O să pun un litru deocamdată, după care o să poate mai puțin, nu știu, să nu cumva să punem prea mult. Să vedem exact care este nivelul. Ok, cred că am pus cam aproximativ 800 de mililitri. Ok, lăsăm un pic să se scurgă în baia de ulei. După care, da? Așteptăm. Vrem să vedem care este nivelul. Ok, îți face. Trebuie să lăsăm un pic să se dreneze, altfel din păcate o să fim în imposibilitate. Ia să vedem. Cam până aici la limită, îmi zice mie. Dacă se poate vedea. Să întorc așa un pic să se vadă. Cam până aici ar veni la minim. Haideți să mai încercăm o dată. Ok. Tot cam minim. Tot cam la minimum. În asta o să mai pun un pic de ulei. Ca să îl ducem înspre maxim. Ok. El o să vină, o să intre și în filtrul de ulei, de asta trebuie pus așa cam la chiar un pic peste, ca să putem să ca surplus o să intre în filtrul de ulei. O să pun chiar tot. După care verificăm iar ca să fie filtrul cum trebuie. Acesta este rezervorul de combustibil. Se alimentează foarte ușor, se deschide, da? Foarte ușor. Se introduce combustibilul.
Cam asta este întreținerea la tractorașul de tuns iarba. Ok, închidem și capacul. O să fac și alte videoclipuri în care să vă spun părerea mea despre el, cum funcționează. Deja l-am de, este al doilea an de când îl folosesc. Sunt foarte mulțumit așa, preț calitate de el, puterea care o are. O să prezint și ceva avantaje, dezavantaje. Și ne vedem la videoclipurile următoare. V-am pupat!